Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru Scorpion în sfârșit. Puteți să o considerați octombrie-noiembrie, eu sper totuși noiembrie să fiu mai punctuală. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Înainte să încep etalarea, ceva am văzut, probabil un mesaj, două, pentru câteva persoane, nu pentru toți, pentru că e etalare colectivă. În timp ce am amestecat cărțile, a venit. Foarte interesant, temperanța și apoi imediat doi de cupe și regele de pământ. Posibil unii dintre voi aveți de ales între două suflete pereche, între o suflet pereche și un suflet karmic, între un semn de pământ și un semn de foc, sau mai bine zis cineva cu marcaj în săgetător. Și atunci dacă aveți și voi scorpion, fiind cu platente scorpion în săgetător, probabil că este o asemănare, o ceva. Ideea este că mai simt altceva. Aveți de ales între a vă găsi stabilitatea lângă un personaj care își asumă deciziile, stabilitatea, pentru că emoții sunt lângă Scorpion, știm bine, știți bine, orice planetă ați avea, există intensitate emoțională, există pasiune. Deci mi-aduc aminte acum de Guns N' Roses, da? În fine, de emoții explozive, de transformări. Dar aveți nevoie de un personaj, unii dintre voi, trebuie să alegeți între a vă găsi stabilitatea lângă cineva sau a vă vindecat cu temperanța și a vă găsi stabilitatea și să zic, nu doar stabilitatea. În acest proces de vindecare vă găsiți mult mai mult, vă găsiți pe voi, este focul prin care trece și care vă transformă, este Phoenix. Chiar dacă vorbim de temperanță, această carte mi-arată Phoenix. Cocorul în cultura asiatică este asemănător cu Phoenix-ul pentru noi. Moarte și renaștere. Treceți prin multe, poate au fost și boli, poate au fost și suferințe, dezamăgiri de care trebuie să vă vindecați. Eventual ca să vă găsiți, să vă atrageți, vedeți pentru cine e acest mesaj, ca să vă atrageți o persoană asumată, stabilă, cu care puteți construi, pe care vă puteți baza. La capătul setului de cărți, valetul de cupe, magician. Posibil cineva vrea să-și ceară scuze, ar trebui. Nu vă fixați niciodată, nu asta să așteptați scuzele nimănui. Mergeți înspre ceea ce veți voi de construit. Apropo de scorpion, că suntem între pasiune, emoții și bani, pentru că e casa 8-a scorpionului care ține și de bani. E o latură pământească, pământeană, că totuși Pluto este înăuntru, reprezintă pământul înăuntru. E o latură a celor care aveți planete, avem, da? Planete în Scorpion, o latură care ne face să ne gândim și la aspectele practice ale vieții. Eu personal nu m-am gândit mult timp, dar acum dau seama că este foarte necesar. Da, zic, trebuie să alegeți, trebuie să vă găsiți. Poate sunteți două suflete, aha, poate sunteți două suflete total diferite. Unul foarte materialist sau foarte pragmatic, foarte stoic. Celălalt liber în felul în care gândește despre viață. Probabil că unul este vindecător, unul este s-a transformat de foarte multe ori și a renunțat la acest aspect 3D și se concentrează mai mult pe alte dimensiuni, mult mai înalte. Da. Oricum, e o întâlnire de destin între voi, care s-a lăsat cu ceva lacrimi, cu abandon, dar trebuie să depășiți acest moment și să manifestați ceva nou. Ce ar trebui să manifestați? Un anume tip de împăcare cu valetul de cupe. Dar probabil că, iar, magician înseamnă comunicare, valetul comunicare. Cine nu a fost politically corect cu voi? Trebuie să-și ceară scuze. Cât mai repede, simt pentru că, știți voi, când ai de-a face cu oameni corecți și, sau când alții au de-a face cu oameni corecți și ei nu sunt cinstiți, karma vine una, două. Vreau să spun că s-a oprit la un moment dat setul de cărți aici și interesant. Împărăteasa, era să zic Marea Preoteasă. Probabil că unii despre care am vorbit mai devreme, care aveți calități de vindecători, care sunteți într-o vibrație înaltă, ascundeți o suferință, ascundeți o dezamăgire. Dar nu doar ascundeți. Sunt multe, multe mesaje care vin acum.
Nu știți. Știți că trebuie să mergeți, să lăsați în urmă, faetonul, să lăsați în urmă o situație, o karmă, o căsnicie, un contract, niște oameni care au fost nedrepți, care v-au bărfit și nu au fost echilibrați. Poate chiar o romanță în care oamenii și-au băgat nasul și nu s-a manifestat dreptatea, s-a dezechilibrat atmosfera. Și atunci trebuie să știți că trebuie să mergeți înspre steaua voastră, steaua aduce vindecare, da? Dar asta înseamnă să treceți prin această durere. Știți că trebuie să treceți, nu o puteți ocoli, e o chestiune de conștiință. Și cred că vorbesc cu destui oameni care ascultă acest canal de ceva timp și mai, nu neapărat că ascultă și alte canale, nu asta e problema mea, v-ați documentat în ce privește creșterea voastră spirituală și știți că anumite lucruri nu pot fi ocolite. Și asta face parte din focul ăla care arde suferința, ne doare, dar știm că la sfârșit ne va vindeca. Nu știți că vă așteaptă o mare dragoste, nu știți că vă așteaptă o abundență specială, niște daruri speciale. Nu știți, dar știți că trebuie, în procesul vostru de vindecare, să treceți prin această durere, unii dintre voi. Posibil a fost o atracție între voi și cineva, dar au fost și multe confuzii, poate a fost și un triunghi amoros că am văzut cinci de spade, s-au băgat oamenii între voi. Ia uite, regele de monede, posibil și distanță. Interesant, regele de monede și temperanța. Iar unul vindecător, altul foarte practic. Dar au fost niște chestiuni. Atracție mare între voi, însă, vedem ce alte mesaje apar. Unii aveți această putere de a trece prin durere. Dacă nici scorpionii, orice ați avea, soare, ascendent, lună, nu știți că trebuie să treceți prin durere ca să o transformați, nu știu ce vedeți, scorpion sunteți, Venus, la fel. Nu e o chestie de masochism, nu, nu, nici de sadism. Nu, pur și simplu e o conștiință. Doare. Când pui apă oxigenată pe o rană deschisă, ce ustură. Când trebuie să tai, să scoți poroiul, ce doare. Dar după aia va fi bine. Comunicare. Interesant, valetul de spade. Cineva vrea să comunice între timp, poate vă mai și spioneze. Nu știu dacă voi, poate, depinde ce mai aveți. Poate și voi spionați. Și spionaj poate să însemne și faptul că investigați sau ascultați etalări de tarot ca să primiți informații subtile, pe care nu le puteți primi așa oricum, despre persoana de care vă interesează, despre care vă interesează, așa să aveți mai multe. Interesant, apare unul. Am văzut și magicianul mai devreme. E o dorință de a merge cu îndrăzneală într-o nouă direcție. Îndrăzneală, curaj. Scorpion, soarele nu a venit să ascendent. Nu avem ordine scorpion. Îndrăzneala. A sunat haios. Interesant, iar călătorie. De ce fizis iar nu știu? Am văzut împărăteasă. A, iar pentru că am văzut faetonul. Da, acum mi-am adus aminte. Faetonul care ține de mișcare, o energie activă. Trebuie să lăsați în urmă. Iar mi-aduc aminte de șase de spade în această carte. Să lăsați în urmă apele tulburi ca să mergeți înspre soare. Împărăteasa aia ați văzut stăpitită. În ce sens stăpitită? Abundența urmează să se arate, dar trebuie să treceți prin ceva. La capătul setului de cărți, iar apare un bărbat. Nu mai e cavalerul, acum este bărbatul. 2 și cu 8. Poate cavalerul vrea, interesant, cu judecata, cu 20, trebuie să-și lucreze în grădina interioară și să se maturizeze pentru unii dintre voi. Acum, posibil cineva vrea să renască. Da, interesant, 2 și cu 1, 3, 3. Și este și lumea. Să treacă prin ape tulburi, prin munți, prin, eu știu, furtuni și să ajungă la o oază, înspre un teren senin, cum am zis mai devreme. Teren, poate să fie și o discuție între doi oameni care stabilesc ce facem. Punem punct sau punct cu lumea,
Stăm deoparte, unul deoparte a muntelui, celălalt deoparte a cealaltă a muntelui sau ne întâlnim undeva la mijloc și creăm această grădină superbă. Dar pentru asta trebuie maturitate. În primul rând este o energie masculină. Pentru unii poate să fie așa mai șaten, nu e obligatoriu, dar mai șaten, da, nu e obligatoriu. Ce ar mai fi? Hai să vedem. Scorpion. Soarele nu vine să ascendem, notul meu în Scorpion, octombrie, noiembrie. Wow, sunt multe. Iar apare regele de monede, probabil cineva... Ia uite și împăratul, băi. Dar și doi de spade. Și regele de foc, zero și regele de foc. Și puterea. Probabil cineva cu marcaj. Zic marcaj că nu mă fixez pe zodia. Am zis de multe ori, nu zodia este cea care ne creează caracterul, cât tiparul, harta natală. Cineva cu marcaj puternic în semne de foc, în leu, în berbec, în săgetător. Dar care trebuie să se transforme. Trebuie să se trezească de la niște tendințe imature. Trebuie să învețe să creeze și să se stabilizeze undeva. În fine, poate că voi iar aveți de ales între un personaj cu marcaje mari în semn de foc și marcaje în semn de pământ, împăratul și regele de monede. Trebuie să alegeți. Însă, dintre cele două alegeri, doamnelor, unul este bărbatul vostru divin. Cu unul, într-adevăr, vă veți găsi o stabilitate pe care probabil nici n-ați așteptat-o. Nu vă așteptați de la acel personaj să fie atât de asumat, de stabil și de... important? Nu știu ce. Ia uite, iar munții. Dar trebuie de... Ia uite și împărăteasă. Trebuie să treceți în această situație dificilă, să găsiți soluții practice și vă vor duce la abundență. Am văzut împăratul și împărăteasă. Puteți să creați o relație stabilă dacă găsiți soluțiile potrivite. O dată, de două ori, de trei ori. Mai cineva ascunde un adevăr. Adevărul, ia uite, probabil acest împărat. Iar revine. Oricineva ascunde bani. În ce sens ascunde? Nu vă spune că are bani, nu vă spune că are o poziție socială sau profesională importantă, nu vă spune că poate e căsătorită, e totuși energie masculină. Nu vă spune că are niște responsabilități, că un tată, un personaj important îi influențează. Cineva nu vă spune multe. Uh-huh. Trebuie să se comunice, că tot a venit trei. Ia să pun brițul. Dar voi fiind cu planete Scorpion, intuiți multe chestiuni. A zis că tai, da? O dată, de două ori, de trei ori. Scorpioni. Ia uite, doi de spade. 5 de spade și asul de bâte. O să vedem la clarificare de fapt ce s-a blocat. Da, apa. Ups. Știți ce simt acum? În trecut, nu știu despre cine vorbesc. Dacă vorbesc despre voi sau despre altcineva, poate sunt două persoane cu planete în Scorpion, că așa se întâmplă. Unul fixat pe bani, care și-a blocat sufletul, și-a blocat lumina, altul și-a creat conflicte mentale, altul care a transformat multă suferință și a ajuns la renaștere, la această vibrație primăveratică, la această expansiune energetică, la lumină. Deci unul radiază și altul încă, interesant, vedeți? Unul radiază și altul încă e în întuneric. Dar se apropie eclipsa, asta e etalare din energie din trecut. Posibil ceva se va schimba. În deja acum, cred că prezentul
vedem cum vor fi cărțile și cum vor fi și clarificările. Prezentul, pentru că în prezent, pe 25, avem eclipsă de soare, nu? Parcă de soare, sper să nu greșesc. Am și eu momente când, din cauza informațiilor care vin pe cale intuitivă, probabil cele care, pe care le știu la modul rațional sunt un pic bruiate. Ce mai simt? 5 și cu 2, 7. Iar 7 de spade. Nu știu ce va veni la clarificare și în cărțile următoare, dar simt că un personaj și-a blocat sufletul, altul a trecut prin suferință și a manifestat, a început să manifeste abundență. Împărăteasa este cu spatele. Sunteți la primele semne de primăvară, de... Clar, este și pasiune între voi. Este o pasiune care aduce multe conflicte, multe bârfe. Un proiect, o idee care aduce iar concurența acolo, în umbră, gata să vă atace rezultatele, dacă e vorba de o chestiune, de un proiect. Dar eu cred că e vorba de pasiune, că la Scorpion, în general, se lasă cu pasiune. Dar această pasiune cheamă pe unul dintre voi la alegeri importante. Ori rămâi cu sufletul blocat și regresi toată viața, că ai pierdut această oportunitate de a merge în lumină, ori trebuie să blocheze o relație întunecoasă sau niște prieteni, niște influențe negative ca să poată să meargă spre lumină. Oh, 3 de spade. 6 de cupe. E bine? Și 8 de bute. E bine în prezent, aș spune. Posibil... Cu valetul de cupe pe care l-am văzut și cu 6 de cupe, se dorește o împăcare în prezent. Dar trecând peste această posibilitate, nu știu cine trebuie să ceară scuze. Nu știu. Dar trecând peste această posibilitate, dacă suferiți din cauza că cineva și-a blocat sufletul, inima, iar doi de spade aici, vedeți? Doi și s-a adăugat încă un as de spade, dar invers. Nu e cu sabia sus, este cu sabia în jos. După ce că a fost blocat, nu a spus nici adevărul. De ce s-a blocat? De ce nu poate să aleagă? De ce? Nu s-a comunicat. Și asta a adăugat la suferință. Posibil, vorbim despre un suflet pereche, cu care ați mai fost în alte vieți. Și vă simțiți, în general, repet, cei care au planete în Scorpion simt. Simt și problemele, simt și faptul, potențialele. Simt și faptul că se poate vindeca această problemă. Dacă se vrea. Dacă vă împăcați, puteți să mergeți mai departe, 8 de bâte. Mergeți înspre lumină. Dar cu acest turn... Turn. De ce zic turn? Pentru că am văzut trăsne și trăsnetul este prezent în turn. Cu această posibil evenimente neașteptate, separări cu doi de spade, foarte necesare, că împăcarea vine după o separare, treziri, sau mai bine zis, aceste separări aduc treziri. Unul dintre voi trebuie să treacă prin transformare. Ia uite, 7 de spade, 4 de cupe și 6 de monede. Ia uite. Dați-mi voie să mai mă uit, așa mai trag și eu cu coada ochiului. Imediat, la capătul setului de cărți, luna. Pești, drag, scorpion, anul obligatoriu. Luna plină a fost de curând. Da, vorbim de emoții. Poate nu știți, n-aveți dovezi științifice, glumesc. Interesant, m-a apucat usa, probabil iar e o chestiune de comunicare. Cineva are rețineri în a comunica dorința de împăcare. În a comunica un adevăr, o mare durere. O mare durere.
Sunt scorpion și scorpion. Eu acum citesc pentru scorpion treziți. Dar probabil că undeva prin mesaje veți găsi și despre scorpioni netreziți. Am zis că întotdeauna avem cele două variante. Cu zero și cu luna ar trebui în această poveste să o luați de la zero. Dar unuia îi este frică, deși știe că trebuie să... Da, trebuie să vină cu împăcare, ia uite. Trebuie să vină transformat, dacă vrea o nouă etapă. Celălalt intuiește că cu sau fără acest personaj, acest zero, trebuie să se manifeste în viața voastră. Cu alte cuvinte, revin la prezent. Nu știm exact. Veți trăi și veți vedea. Pentru unii va fi, pentru alții nu va fi această împăcare șase de cupe. Pentru că, repet, unii dintre voi suferiți. Dar chiar dacă e un sentiment de nostalgie, aș spune că îl vedeți dintr-o altă perspectivă. Și știți că trebuie să mergeți mai departe cu faetonul. Cum am zis mai devreme, faetonul, călătoria aceea și trei de spade, vă așteaptă o mare abundență. Vă așteaptă dragoste, dragoste față de voi, multe lucruri frumoase. Dacă treceți prin această suferință, 8 de bute poate să fie și energia unora dintre voi, vedeți unde vă regăsiți, o să și clarific, care, da, ok, acest suflet pereche m-a dezamăgit foarte mult. Merg înspre lumină. Lumina am descoperit-o, pasiunea a fost, dar pasiunea a fost nu datorită doar atracției dintre cei doi, ci a faptului că unul e lumină, altul e întuneric și atrageți. Și atunci, cel care e lumină, înțelegeți, da? Cel care e lumină e conștient că trebuie să meargă către relații sănătoase cu patru de spade în care primiți reciprocitate. Pentru că asta meritați, asta oferiți, regina de cupe. Dar trebuie, repet, să vă și protejați. Nu știu dacă am repetat, dar cred că repet eu acest cuvânt. Trebuie să vă protejați cupa. Nu puteți să dați oricui. Dați vindecare, dați empatie. Puteți să iertați, dar să nu acceptați așa se decupe. Poate să fie și dorința de a ierta pe cei care au greșit. Unii, care, repet, sunteți în vibrație mai înaltă. Mai ales dacă știți că aveți de-a face cu un suflet pereche, cu care ați mai trăit undeva cândva sau îi cunoașteți de mult timp, e un sentiment de familiaritate, știți că dacă nu iertați voi, cine să-i mai ierte? Că au destule suferințe, destule frici. Și atunci, iertați, dar nu e obligatoriu să rămâneți cu ei. Puteți să mergeți mai departe. Dacă mergeți mai departe, ei vor suferi foarte mult. Patru de cupe. Pentru faptul că nu au avut curajul să se deschidă. Posibil unii dintre voi veți lăsa cu 8 de cupe, iar e casa scorpionului, ori o familie, ori un personaj cu care ați avut o familie, ori un personaj cu care ați creat un anume tip de stabilitate, poate chiar un semn de pământ și mergeți către un semn de foc, am văzut mai devreme, dar neobligatoriu, poate să fie și invers. Ideea este că mergeți, ca să nu mă fixez pe zodii, veți merge, în primul și în primul rând, 8 de cupe, 9 de cupe, către dragoste față de voi, pentru că știți, repet, unii sunteți evoluați și știți cum să vă vindecați în această decepție. Și ce mai știți? Știți că în orice situație, voi sunteți cei care creați rezultatul pozitiv, nu atât de mult ei. Voi cei evoluați, vorbesc de scorpion, evoluați. Dacă cineva nu a fost corect, cum a zis mai devreme, cu justiția și cinci de spade, nu v-a oferit reciprocitate, nu v-a oferit timp, nu v-a oferit suficiente emoții, nu mai zic de pasiune. La scorpion trebuie să oferi ori totul, ori nimic. Da? De acord? Hai, vă rog frumos, de acord.
ori totul, ori nimic. Cineva a oferit minciunele din când în când, te mirce, mai devreme sau mai târziu, trebuie să simtă exact ce a oferit. Dezamăgire, tristețe, neîmplinire, pe cât cei care au oferit totul, regina de cupe, aș spune, merg către succes, către pasiune, către abundență și mai ales asta pentru că apare 4 de spade. 2, 3, 4. Vedeți ce evoluție? Vindecare. E fain. Hai să vedem. Cavalerul de monede. Posibil un semn de aer. Trebuie să se vindece de o mare durere, de o mare trădare. Aer. A ieșit aer. Vreau să zic pământ. Dar uite, avem și aer și pământ. Nu obligatoriu. Cine lasă această mare durere în urmă, trebuie să învețe, să aibă răbdare cu temperanța, să se reconstruiască. Pentru unii, repet, dacă sunt, și eu vorbesc pentru ascultătorii mei care majoritatea sunt evoluați, dacă știți că puteți să-i susțineți, nu obligatoriu într-o relație sentimentală, romantică, măcar printr-o prietenie, că am văzut doi de cupe, poate să însemne și prietenie, probabil că unii veți alege să-i susțineți. Hai să vedem. Am văzut vindecătorul, da? Trei de bâte, dorința de a merge. Ia uite, 7 de cupe. Și în paralel, cineva încă este blocat în opțiuni, în vise, în iluzii, aș spune, în incapacitatea de a alege între, eu știu, bine și rău, între multele posibilități. În viață trebuie să și știi să alegi. Și nu doar să alegi, în momentul în care alegi, păi să stai, să-ți asumi această alegere și să o construiești. Era și spânzuratul pe aici. Uite, împărăteasa mare și marele preot. Ia uitați ce văd. 6 de monede. Vedeți și voi? 3 de cupe. A fost un triunghi amoros aici. 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 Dar, în fine, de când fac etalări, mi-a mai schimbat un pic felul de a vorbi, probabil sub influența unor. O mare fericire, da? Un moment de vis între voi și cineva. Dar acest personaj mai avea o relație. Aici este marea durere a cuiva. Mai avea o relație. Pentru care probabil a muncit foarte mult, 8 și 10, a muncit pentru acea relație sau a muncit pentru familie. Părinți, neamuri, frați, da? Și în acest motiv n-a putut 6 de monede să vă ofere suficient timp. Și trebuie să aleagă. Ori, femeia divină sau partenerul divin, marele preot, împărăteasa, probabil marcaș puternic în taur, ori, să muncească în continuare pentru, eu știu, poziții sociale, profesionale sau familie, aș spune. O familie. Cine e aici care muncește pentru această comoară, dar fără esență spirituală, emoțională, va descoperi mai devreme sau mai târziu că deja a apărut un șoricel. Cineva. Sau poate e de mult timp? De-aia tot timpul lucrează și nu reușește să creeze stabilitate. Interesant cum vine mesajul. Posibil în această situație cineva cheltuie banii, mănâncă, șoricelul mănâncă, cheltuie din succes, din reușite, din stabilitate, din bani. Poate nu știți cine e aici, poate căsătorit, are un partener, o parteneră care mai are pe cineva. Sau, pur și simplu, toacă banii. În fine. Mesaje pentru unii, nu pentru toată lumea. Hai să vedem. 2 de spade. Sunt detalii pe care le văd doar în anumite relații. Etalări, vreau să zic. 6 de spade, regele de spade și 6 de bâte, regele de spade și 2 de bâte.
Mai eu simt că a fost o întâlnire în viața unora cu un personaj care atrage atenția, dar care este în adevăr, cu șase de bâte și regele de spade, este în adevăr. Și acest personaj care are victorie, care este apreciat de lume, care vorbește și gândește corect, provoacă mari schimbări celor care au sufletul închis. Bărba, femeie, nu contează. Cheamă multe persoane, nu doar pe... Nu doar, nu știu cine e aici, da? Nu doar o persoană, persoana aceasta implicată care suferă în această situație. Multe persoane sunt chemate la o reconsiderare a drumurilor în viață. Sper că sunt înțeleasă corect. E cineva care trezește sufletele. În ce sens? Le trezește din somn. Mințile, inimile, adormite, amorțite, blocate. Așa văd acum. Voi puteți să interpretați cum vreți, dar hai să mai vedem. 5 de spade. Poate sunteți voi, poate v-ați întâlnit voi cu cineva, poate s-au întâlnit ei cu cineva. Un mesaj. Mai vedem în funcție de restul și cum se adaptează cărțile la mesajele următoare. 5 de spade. Luna. În secret au fost invidii, clar, cu luna. Conflict mental. Ah, Mercur, lună. Mercur retrograd, lună. Aici e o tulburare mentală pentru unii dintre voi. Ia uite, ia uite. E un personaj care nu știe ce să aleagă. Ia uite. Mare foc, mare pasiune, atracții, probabil și multe opțiuni, poate și atracții fizice, posibil de scurtă durată, în care fuge în loc să se transforme. Înțelegeți? Limbajul? Sper că da. Dar aici o chestiune. Aș spune că e o și influență, nu doar tulburare mentală, musai, poate chiar și sexuală, dar este și influența unei femei sau a unei mame. Asul de monede. De ce am zis mai de monede? De bâte. Probabil are legătură. Monede poate să fie o fecioară sau taur, capricorn, obligatoriu, dar asul de bâte. Posibil s-a pus tăcerea că am văzut eremitul pe această pasiune, pe acest potențial. E un potențial interesant, care n-a apucat să se dezvolte din cauza unui trecut al cuiva. Uite, steaua, iar. Dar a venit steaua, a venit personajul care vindecă, care trezește. Și ce faci? Că și în Apocalipsă și în Revelație se spune, da, îngerii cheamă, dar nu toți vor răspunde chemării. Aici e chestiunea, probabil un mesaj pentru cineva. Să sperăm totuși că poate totuși va răspunde, măcar în ultima... Magician, soarele, 10 de cupe. Deci e energia trecutului. Se poate manifesta o fericire absolută? Sau se poate să... Ia uite, asul de bâte, iar apare și 10 de cupe. Se poate. Dacă, am văzut unul de la început, da? Dacă se intră în manifestare, dacă se alege corect, dacă se gândește, magicianul gândește, are mintea clară, mintea în pace, cum poți să fii, cum să manifesti toate cele patru opțiuni? Dacă nu ai mintea clară, dacă nu ai credință. Aici aș spune că este trezirea cuiva. Wow. Trei de spade. Vedeți? Asul de bâte. În acest context îl văd ca pe bagheta magică care ajută toate celelalte elemente să vină la manifestare. Vorbesc pentru cine vrea să... Ia uite, cinci de spade pentru cine vrea să mă asculte. Dar, clar, au mai fost și invidii și băgători de seamă și...
sau infiltrate influențe negative. Trei de spade. În prezent, trei de spade. Din punctul meu de vedere, aveți toate zodiile pe masă. Nu are rost să vi le mai spun, dar sunt aici toate. Ioi, ce am? Ioi, probabil că unii sunteți de prin Ardeal. Sau vă alintați ca mine. Trei de spade și moartea, invers. Încă nu vreau să spun... Da. Interesant. Poate cineva a fost la închisoare? Vorbiți de situații de genul ăsta? Și acolo se trezește, de fapt, acolo, suferind karma pe care și-a creat-o, acolo se trezește și își dorește să manifeste, să inițieze cu valetul de bute, magicianul, asul de bute, acel potențial care am senzația că a fost amânat. Dar mai vedem. Încă vreau să văd celelalte ca să spun despre moarte invers. Și șase de cupe. Șase de cupe? Nu știu exact asta, m-a venit remitul la șase de cupe. E tăcere. Dar, iar, regele de monede, fecioară, taur, capricorn, dar nu obligatoriu, persoana acesta cu bani vrea să meargă mai departe. Da, vrea să... Interesant. Se gândește la o relație. La un contract în care a muncit foarte mult. Posibil la o căsătorie. Dar care? În care au fost multe secrete. Aș zice că vrea să meargă mai departe. Poate e distanță între voi și cineva. Dar șase de cupe mai da. Cineva trece... Ia uite, șase de cupe. Patru de bute a venit și apoi s-a răsturnat. În fine. Cineva trece prin noaptea întunecată a sufletului, da? Remitul. Aici e fericirea, aici este regăsirea echilibrului, în această legătură foarte profundă, care este între voi și cineva. Nu trebuie, voi trebuie să știți, nu? Nu eu, să vă zic că e X cu tare, da? E talare colectivă, voi trebuie să simțiți. Dar iar, semn de aer, gemeni balanță vărsător, scorpion poate să fie o anumită variantă de scorpion care trebuie să se trezească, eremitul, fecioara, am văzut și semne de foc și semne de pământ, nu le mai încerc, poate sunt aspecte, poate ascendentul, poate luna, poate e Venus, poate alte chestiuni, da, așa ca să vă mai distrați voi. Dar acest personaj s-a rănit singur, sau singură, e masculin, de ce de-aia vorbesc de singur, s-a rănit singur, blocându-și inima. Și este chemat la transformare. Trebuie să se gândească, că am văzut patru de spade, să se mediteze la ce oferă, la ce primește, cine i-a oferit lucruri valoroase, nu lucruri. Valoare, valori, care nu sunt doar materiale, sunt și spirituale și emoționale. E o situație, probabil, dacă a fost un triunghi, s-a încheiat. Și această încheiere aduce cu lumea, cu moartea invers, cu eremitul, separării, separări dureroase. Pentru cea care nu a fost corectă. Dăm pe 8 de bute. Central este 6 de cupe și 4 de bute. Central vă veți găsi echilibru, fericirea. Wow. Încrederea, asul de bute, 10 de cupe, regina de bute. Pasiune, am zis? Păstrați-vă vibrante, doamnelor. Asta, regina de bute, poate să fie scorpion toată ziua. Orice ați avea acolo, ascendent sau... 8 de bute. Asul de
te inițiază, nu e doar atracție fizică. Astfel de bâtă inițiază. Inspiră. Inspiră la manifestare. Valetul de spade invers. Poate cineva totuși comunică. Opa! Ia uitați. Am vorbit de comunicare, a apărut asul de spade. Cineva își scoate cuvântul din teac. Cuvântul, nu altceva. Chiar dacă are obsesii sexuale, atracții, magnetism, nu e chestia mea asta. Dar vrea să schimbe energia și să spună adevărul. Să spună cât a suferit după acest turn. Turn înseamnă haos, schimbări bruște, separări, dar și treziri necesare ca să se trezească. Că a ținut poate prea mult la bani sau la relații karmice, a pus banii mai presus, a pus banii pe inimă, pe suflet. Am zis că cineva și-a blocat sufletul. Dar a venit inspirația, așa se debute, este o persoană care inspiră, care vorbește în public, regele de spade. Adevărul, principii. Vedeți cum e în această set de cărți, regele de spade, este deasupra. Lucruri care sunt deasupra 3D-ului, deasupra planului material. Hai să mai vedem. 8 de bâte? Mai dăm 8 de bâte. Dacă cineva va urmări ce a tăcut, vrea să vină să vorbească. Și probabil va vorbi foarte mult cu valetul de spade invers. În aceste decărți, valetul de spade invers arată comunicare. În altele arată tăcere. Dar în aceste cărți este comunicare. Și am zis că cineva tace și vă urmărește. Dar 8 de bâte înseamnă comunicare intensă, multă. Azi de monede. Ia. Se va comunica despre un nou început. Dar, mai avem o carte. Nouă de cupe invers. Plecarea cuiva, 9 de cupe duce către 8 de cupe. Am văzut aici 8 de cupe. Cine a părăsit pe cine a părăsit și a atras o karmă asemănătoare. Dar nu asta vreau să scot în evidență. Vi se va comunica cu multă pasiune și insistent cât de supărat sunt după această separare. Poate cineva își caută, încearcă să se vindece sau să-și aline această suferință în băutură. Dar. Mai dăm o carte pe 4 de bâte și 6 de cupe. Patru de bâte și șase de cupe. Da, se dorește împăcare. Ia uitați ce a venit. Turnul invers. Da, nu vrea separare, se dorește împăcare. Am zis turnul, deci turnul înseamnă separare, dar invers înseamnă dorința de reconstrucție. Nu vreau să pleci de lângă mine, da? Renunț la blocaje, mă deblochez. Cine o fi? Nu știu. Patru de bâte, renunț la relațiile karmice, renunț la dorința asta de a avea bani, bani, bani. Ia uite, ca să ce? Ca să fiu cu tine. Regina de cupe și cavalerul de monede. Probabil un personaj care trebuie să învețe să se implice, să fie stabil, să fie consistent, să aibă răbdare și cu el și cu voi. Șapte de spade. Ops. 8 de monede și 7 de monede. Asul de spade. Vi se va comunica. Adevărul. A spune că face parte din această transformare. Acum pot să zic că moartea invers arată că cineva își dorește transformarea. Nu vrea să se pună punct. Nici turnul să se manifeste. Nici lumea care am văzut-o, da? Vrea să continuați, să vă împăcați. Asul de spade. Asul de monede. Uite, are multă pasiune, multă atracție. Da, sunt influențe negative.
Dar poate sunt și, au fost și jocuri mentale, dar de acum încolo, din cauza, de ce au fost jocurile mentale? Din cauza fricii. Fricii de dragoste, în primul rând, că a văzut-o de spate dați în urmă. Fricii de dragoste. Dar acest personaj vrea să construiască asul de monede, vrea să investească, vrea să muncească. Personajul care v-a mințit, ca să știți, da? Șapte de spade. Personajul care v-a mințit vrea să iasă din rețineri, din restricții. Patru de cupe. Pentru scorpion și scorpionce. Uite ce multe au venit, da. Plecarea voastră sau cine a plecat din această din triunghi? Cine a plecat din triunghi? A lăsat un sentiment de tristețe și de nostalgie celui sau celei care a fost nedrept, incorrect, mincinos, neimplicat. Însă, plecarea aceasta aduce o nouă perspectivă, spânzuratul, asupra durerii, asupra suferinței, asupra comunicării ambigue care aduce suferință. Și care este noua perspectivă? Că doar dragostea aduce fericire, nu banii, nu banii, doar dragostea, asul de cupe. Poate să le aducă fericire. Doar voi, cei cu planete în Scorpion, aceia evoluați, care vindecați, puteți să îi faceți fericiți. Da, uite, acest personaj trebuie să aleagă între a se împăca cu voi sau a se lăsa influența de X, de Y. Și pot să fie și prieteni geloși, mai ales dacă sunteți doamne sexy, oh da, câți bărbați vă doresc și atunci. Bărbații aceia pot să spună băi pe una alta, dacă sunteți independente cu atât mai mult, nu? Șase de monede. Ia uite, alegerile acestea încă blochează, încă, sau, n-aș spune, întârzie. Ce întârzi, o să vedem imediat. Dar e cineva la distanță care este blocat într-o situație. Poate să fie, iar transformarea mentală a cuiva clar, iar probleme mentale, nu mentale că ar fi nebun, Doamne ferește, nu. E un sistem de gândire greșit, care trebuie vindecat. Primit prin mamă, eventual, sau prin familie, că e casa a patra. Dar posibil cineva la distanță, ups, pentru cineva este, cineva la distanță este încarcerat. Și speră, învață să creadă, ar fi minunat dacă această experiență îi învață să creadă în Dumnezeu, să creadă în echilibru, să creadă în lumină, să spere. Mai dăm o carte. Șase de monede. Clarificăm șase de monede. Ia uite. Lumea invers. Da, personajul de la distanță vrea să vină, dar trebuie să se elibereze de niște situații deocamdată, doi de spade. Faptul că a venit pe orizontal, n-aș spune că e un blocaj, e o întârziere. E momentul în care se ia decizia despre care am tot vorbit în această, iată, regele de monede și asul de monede. Da, multă pasiune. Da, vrea să vină, să construiască, să ofere. Aș spune, eu așa văd lucrurile. Nu vrea ca situația să se încheie. Vedeți că de fiecare dată când apar cărți care vorbesc de încheiere, moartea, turnul, lumea, au venit invers. Nu vrea acest personaj, nu vrea. Și separarea de voi le aduce transformare. Da? Am zis că e un cavaler care ajunge la... Poate să fie cavaler și la 50 de ani, da? 60 de ani, care devine matur în relație cu voi. Regina de cupe. Să aleagă dragostea. 21, ia uite. Acționează de ca și când... Da, e... 15, situații toxice, diavolul. Practicați compasiune pentru cei care sunt toxici, pentru că toți avem umbrele noastre, dar nici scorpionii nu înțeleg cine mai înțelege. Da? Și noi am avut umbrele noastre, poate încă mai avem. Nu sunt scorpion, dar am planeta așa, dar vorbim din compasiune, pentru că noi am vindecat. Ne-am vindecat și ne vindecăm în continuare.
Și acționați de ca și când partenerul este aici. Ori ei, ori voi, nu știu. Sau de ca și când partenerul este vindecat ca să puteți să manifestați succesul. Dacă vreți. Dacă nu, concentrați-vă pe stabilitatea voastră. Patru de bâte. Concentrați-vă pe stabilitatea voastră. Ia uite, miracole și binecuvântare a apărut, dragii mei. 13? Ce zi e astăzi? Nu știu. Ce zi? Poate mâine? Vedeți așa un mic miracol? Primiți o mică binecuvântare? Totul este... Totul are... Tot ce primim este un dar. Ia uite, acum văd. Acum văd, vedeți? E o corabie. Asta am văzut acum. Ah, extraordinar! Și am început cu această corabie. Ape, emoții intense, ocean de emoții pe care învățați împreună cu partenerii voștri să navigați. Ce frumos! Exact la asta m-am uitat, nu la alta. Iar, de la distanță, cineva vrea să vină. Cu lumea, cineva vrea să vină de la distanță. Ia uite, iertare și aveți credință. Posibil, dacă voi v-ați pierdut credința, cereți susținere din partea cuiva, 14, temperanța, vindecarea despre care am vorbit mai devreme, ori aveți credință și oferiți și celorlalți, 12, 13, 14, și oferiți și celorlalți din noile perspective despre care am vorbit mai devreme. Uitați aici, aici, aici. Voi ați trecut prin lucrurile astea. Așadar, nu rețineți darurile de a vindeca sufletele doar pentru voi. Folosiți-le și în acest context. Pentru cineva clar vorbesc. Și nu știu ce-o mai fi, o-mi trăi și o-mi vedea, dacă o fi romanță. Dar păstrați legătura cât să îi susțineți, iertați și oferiți-le ajutorul. Învățați-i să creadă, să vadă partea plină a paharului, să vadă lumina renașterii. Aici e judecata. O nouă lume. Că tot acum e un moment foarte special pentru tot colectivul, da? Unii rămân întuneric, alții văd lumina și merg spre lumină. Dacă vreți. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.